Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă prin care vreau să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile săptămânii trecute și activitățile pe care ne le propunem în această săptămână. Așa cum bine știți, pe parcursul săptămânii trecute, pe perioada vacanței școlare, am inițiat un proiect care s-a bucurat de un real succes și pe care cu siguranță îl vom repeta, care își propune să încurajeze tinera generație ca să facă sport. Au fost 550 de copii care au beneficiat de acces gratuit la bazinul de not, copii care au fost însoțiți fie de cadrele didactice, fie de către părinți. Aceasta survine ca urmare a interesului crescut a primăriei și a clubului sportiv municipal pentru a investi în sportul de masă, în interesul tinerei generații pentru a face sport. La începutul anului am avut preselecții pentru secția de fotbal. La sfârșitul acestei săptămâni am avut preselecții pentru secția de tenis și urmează ca în perioada imediat următoare să avem preselecții pentru secțiile de handbal, de tenis de masă, de box, de șah și de not, astfel încât credem noi că vom avea o bună oportunitate pentru tinerii din Roman, pentru copiii din Roman să facă sport, mai ales că primăria este cea care va investi pentru ca acești copii să aibă parte de o pregătire cât mai bună în activitatea sportivă. Un alt subiect pe care vreau să vi-l aduc la cunoștință se referă la faptul că în această perioadă se efectuează doborâri de arbori și toaletări de arbori. Astfel, în conformitate cu autorizația de exploatare de la ocolul silvic, în această primăvară ne-am propus să doborâm 83 de arbori din municipiul Roman, o activitate care este estimată a se finaliza în următoarele două săptămâni, după care vom intensifica activitățile de toaletare a arborilor ca urmare a solicitărilor venite de la asociațiile de proprietari și de la persoanele fizice. Ceea ce vreau să fie foarte clar este că aceste doborâri de arbori se fac ca urmare a autorizației de exploatare emisă de ocolul silvic Roman și ca urmare a avizului de la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț. Iar toți arborii care se doboară în această perioadă au fost marcați conform legislației în vigoare și reprezintă un real pericol pentru bunurile și pentru persoanele de pe raza municipiului Roman. Toate aceste solicitări de doborâri de arbori sunt ca urmare a unei inventarieri făcute de către o comisie din care fac parte toate organismele enunțate mai devreme și, bineînțeles, și în urma solicitărilor venite de la asociațiile de proprietari. Eu pot să înțeleg supărarea unor cetățeni vis-a-vis de aceste doborâri de arbori, însă problematica trebuie gândită în ambele sensuri. Trebuie să avem grijă pentru a nu lăsa copaci care pot pune în pericol siguranța bunurilor și a persoanelor să producă cine știe ce dezastre. Ați văzut situații și din țară cu arbori care au căzut în urma unor furtuni sau ploilor înghețate. Am avut situații acum 2 ani, dacă vă aduceți aminte, când am avut acea zăpadă foarte grea și de asemenea am avut foarte mulți arbori care s-au rupt și care au distrus mașini. Să ne imaginăm că în acele mașini ar fi fost persoane. Și atunci cred eu că viața persoanelor este mult mai importantă. În același timp, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, sau de fapt să vă repet o informație pe care deja o știți, faptul că noi anual plantăm peste 5.000 de copaci. Deci imaginați-vă că noi tăiem și doborâm 80 de copaci și plantăm 5.000 în loc. Practic e o sumă nesemnificativă. Ca și omul, și copacul are o perioadă de vârstă, îl plantăm, ne îngrijim de el, crește, dar la un moment dat, când ajunge să fie prea bătrân, poate produce și pagube.
De asemenea, am observat și unele reacții legate de rădăcinile copacilor. Nu trebuie raportat sănătatea unui copac în funcție de locul din care se taie, ci pur și simplu el, pe parcursul trunchiului său, poate avea anumite probleme care poate genera pericol. De aceea vreau să vă spun că există o foarte mare reticență, inclusiv din partea reprezentanților Agenției de Protecție a Mediului, în a da aceste avize, și s-au dat avize doar pentru copacii care pun în mod real în pericol bunurile publice și viața oamenilor. Și în acest an vom continua activitatea de plantare a arborilor. Deja lucrăm în această perioadă pentru programul de plantări. De asemenea, tot peste 5.000 de copaci vor fi plantați și în acest an în diverse zone din municipiul Roman. Sigur că fiecare dintre noi trebuie să ne îngrijim ulterior de acești copaci, inclusiv la nivelul asociațiilor de proprietari. Anul trecut, peste 1.100 de copaci au fost plantați prin intermediul asociațiilor de proprietari și sunt convins că dacă fiecare dintre noi ne ocupăm și ne preocupăm de acești copaci, putem să spunem că trăim într-un oraș cât mai sănătos, într-un oraș verde, cu condiția să îngrijim și să protejăm acești copaci. De asemenea, o activitate care va debuta în această lună se referă la Târgul de Mărțișor, organizat de Clubul Sportiv Municipal Roman. Ieri s-a finalizat activitatea de selecție a dosarelor, astăzi va fi anunțat pe pagina și pe pagina de internet a primăriei rezultatele selecției, urmând ca mâine, începând cu ora 11, deci miercuri 13 februarie, începând cu ora 11 în sala de dezbatere a primăriei municipiului Roman, să aibă loc tragerea la sorți pentru cele 19 căsuțe care vor fi puse la dispoziția comercianților de mărțișoare. Partea bună, să spunem, pe care o previzionăm în acest an este faptul că în condițiile în care în urma analizei rezultă persoane care vor rămâne fără căsuțe, acestea vor avea posibilitatea ca în alte zone pe care le punem la dispoziție, Piața Mare, Piața Mică, Casa Afacerilor, să aibă posibilitatea de a-și comercializa aceste produse, însă în zona Târgului de Mărțișor, special amenajat de Primăria Municipiului Roman, această activitate nu se va desfășura decât în căsuțe, astfel încât să avem parte de o zonă cât mai civilizată în centrul municipiului Roman. O altă activitate de data aceasta la direcția economică se referă la creionarea unui buget pentru anul 2019, așa cum bine știți, bugetul național a intrat deja în dezbatere în Parlamentul României și previzionăm ca până vineri să se dea și votul final, ceea ce înseamnă că trebuie să începem și noi să ne creionăm bugetul, să spunem că pe partea de cheltuieli avem idee cam ce ne dorim să facem în acest an, pe lângă cheltuielile fixe pe care le avem. Rămâne de văzut să știm sumele exacte pe care le vom primi de la Direcția de Finanțe Publice Neamț, ca și cote de echilibrare pe TVA, sumele estimate din impozitul pe venit și de asemenea sumele pe care le vom primi pentru echilibrare de la Consiliul Județean, astfel încât, într-o perioadă cât mai scurtă, să supunem și noi bugetul Primăriei Municipiului Roman procedurii de dezbatere publică și ulterior să-l aprobăm prin ședință de Consiliu, pentru că noi ne dorim ca acest buget al Municipiului Roman să fie aprobat cât mai urgent, astfel încât să putem demara și procedurile de licitație publică pentru obiectivele de investiții pe care noi ni le-am propus, știut fiind faptul că putem demara aceste proceduri de licitație numai după aprobarea bugetului. O altă
activitate începută la sfârșitul anului trecut și finalizată în această perioadă se referă la acele chestionare de satisfacție ale cetățenilor municipiului Roman în ceea ce privește serviciile companiei județene APA Serv. În această perioadă lucrăm la centralizarea acestor chestionare și cred eu că săptămâna viitoare putem să vă dăm și o centralizare finală a ceea ce își doresc romașcarii în legătură cu compania județeană APA Serv. Răspunsurile la acest chestionar sunt destul de surprinzătoare în condițiile în care am întâlnit și foarte multe chestionare în care cetățenii sunt mulțumiți de serviciile companiei județene APA Serv, chiar dacă principalele nemulțumiri, să spunem, ar fi legate de investițiile care s-au realizat la nivelul municipiului Roman și de lipsa echipei de intervenție și a dispeceratului care a fost desființat de la Roman. Totuși, nu există o opinie net favorabilă în favoarea schimbării operatorului de apă, însă, așa cum am spus și anterior, voi face o analiză corectă și voi lua o decizie spre binele comunității a acestor chestionare, pentru că, din punctul meu de vedere, Romanul merită să primească serviciile unei companii respectabile, unei societăți serioase și care să fie interesată nu doar să încaseze prețul pentru apă și pentru canalizare, ci și să facă investiții la nivelul infrastructurii din municipiul Roman pentru a limita cât mai mult pierderile și de asemenea să răspundă cât mai prompt la solicitările cetățenilor municipiului Roman. În ceea ce privește procedurile de achiziție publică pe care le avem în această perioadă, pot să vă informez că în această săptămână se va finaliza procedura de atribuire pentru blocul 33 de pe Anton Pan, proiect cu finanțare europeană. De asemenea, finalizăm și procedura la Bursa Română de Mărfuri pentru alimentarea cu gaze naturale a municipiului Roman, a instituțiilor din subordinea primăriei municipiului Roman, precum și finalizarea licitației la rest execuție pietonal. Practic, în acest an ne dorim să finalizăm în totalitate pietonalul Ștefan cel Mare, atât ultimul tronson dinspre Bancpost, dar și partea superioară a terasamentului și scările din pietonal, astfel încât să putem spune că în anul 2019 avem un pietonal reabilitat în totalitate, în procent de 100%. De asemenea, în perioada imediat următoare vom demara și procedurile pentru licitația publică la mixtura asfaltică, astfel încât odată cu venirea primăverii și pornirea stațiilor de asfalt să avem deja finalizat această procedură și când vremea ne va permite să putem interveni pentru reparațiile cu plombe asfaltice. Spre deosebire de alți ani, începând din acest an, toate lucrările de reparații cu plombe vor fi realizate de salariații primăriei. Ne-am creat două echipe de lucru, am închiziționat și utilajele necesare pentru realizarea acestor activități și inclusiv o serie de parcări și de alei dintre blocuri vor fi realizate cu echipele proprii ale primăriei. După această iarnă vom, mai bine spus, la sfârșitul acestei ierni, pentru că, din păcate, iată, încă suntem în iarnă, afară ninge, vom vedea care au fost efectele multiplelor cicluri de îngheț-dezgheț la nivelul carosabilului de pe raza municipiului Roman și vom interveni imediat ce vremea ne va permite pentru remedierea acestor neajunsuri. În final, îmi propun să aduc în atenția voluntarilor de pe raza municipiului Roman o activitate a centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc, Casa Copiilor, care își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în vederea desfășurării unor activități cu beneficiarii centrului, care să contribuie la dezvoltarea vieții independente alături de personalul specializat,
Persoanele fizice care doresc să participe în cadrul proiectului de voluntariat trebuie să fie elevi, studenți sau absolvenți de studii socio-umane, să aibă abilități de comunicare și empatie, iar cei interesați sunt așteptați la sediul centrului, strada Bogdan Dragoș, numărul 91 din Roman, unde pot solicita informații referitoare la actele necesare întocmirii dosarului de voluntariat. Ceea ce mă bucură pe mine este faptul că la nivelul municipiului Roman, în ultimii ani, a crescut acest apetit al tinerilor pentru voluntariat și de aceea cred că această invitație lansată de Centrul de Zi pentru Copii, aflați în situații de risc, nu va rămâne fără ecouri și voluntarii de care avem nevoie vor veni în sprijinul acestor copii. Cam acestea au fost informațiile pe care am dorit să vi le aduc la cunoștință. În rest, în cele ce urmează, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Aș vrea să ne explicați un pic, spuneați despre faptul că APM nu dă foarte ușor un aviz de tăiere arbore. Pe de altă parte, ați marcat 83 de arbori, dar nu au fost verificați toți arborii. Ba, au fost verificați toți. Tocmai asta am spus, s-a făcut o comisie mixtă. Angajați din primărie, reprezentanța ecologiei. Copaci în oraș. Da, și noi i-am inventariat pe cei propuși pentru tăiere. Deci nu i-am inventariat pe toți. Păi asta spun, dacă cineva v-a făcut o propunere de tăiere, i-ați inventariat, dacă nu... Da. Corect. Adică da. Există. Deci în urma solicitărilor, ca un arbore, cu siguranță, da, avem mii de copaci. Asta. Da. Și știu că anul ăsta aveți în plan cel puțin ca să luați niște arbori mai mari, pentru că da. chiar am discutat acest lucru. Chiar am discutat acest lucru să fie cât într-o vârstă cât mai avansată. Deci, astfel de arbori veți planta anul acesta? Da. În zonele din municipiul Roman ne vom axa pe arbori mai avansați în vârstă. De asemenea, ceea ce vreau să vă mai spun este că toate aceste solicitări practic trec prin acest filtru al acestei comisii. Deci nu e o decizie unilaterală a cuiva. Cum costă tragerea la sorți pentru târgul de mărțișor? Adică sunt mai multe dosare? Sunt mai multe dosare față de numărul de căsuțe, da. Și nu se poate face, nu știu, o delimitare pe baza unor... Poate că tragerea la sorți nu mulțumește cu toate. E și destinul aici. E noroc. Da. Dar există în regulament să vândă doar anumite produse? Doar doar cele legate de târgul de mărțișor și de perioada specifică a acestui târg. Referitor la buget, ministrul Eugen Teodorovici a spus, prezentând după ședința de guvern de vineri proiectul de buget, că ar trebui, unul, ca primăriile să nu mai aibă excedent bugetar, pentru că asta înseamnă că nu bagă banii în economie. Doi, că ar trebui ca... Pot să vă răspund părând la fiecare? Da. Haideți să vă povestesc cum e cu excedentul. Bun, nu e cazul la nivelul municipiului Roman, pentru că noi, să spunem, am avut o activitate cât de cât destul de previzibilă și predictibilă. Însă, au fost foarte multe primării care au primit în data de 29, și vă dau exemplu anului 2018, în data de 27 sau 28 decembrie, au primit sumele de la tragerile de la proiectele cu finanțare europeană. În condițiile în care nu mai puteai face plăți, nu mai puteai face absolut niciun alt demers, trezoreriile fiind închise. Acela e considerat excedent. A fost o altă situație, de exemplu, a primăriei municipiului Ploiești, care de asemenea a câștigat un proces pentru o corecție cu Ministerul Dezvoltării Regionale. În ultima zi lucrătoare a trezorăriei i-au fost virați banii pentru acea corecție și a fost considerat excedent. Deci, practic, nu putem vorbi de excedent atâta timp cât tu îmi dai acele sume de bani în ultimele zile ale anului și nu poți să le cheltui. Mai mult decât atât, procedurile de licitații, din păcate, în România durează foarte mult. Eu vă dau exemplu din Ungaria, unde o procedură de licitație cu tot cu contestații nu are voie să depășească 45 de zile. În Polonia, o procedură de licitație nu are voie să depășească 30 de zile. Și ne mai mirăm că Polonia deja a absorbit toți banii Uniunii Europene. Deci, practic, birocrația excesivă pe care o creăm noi la nivelul României generează
aceste excedente. Noi avem alocate sumele și se poate întâmpla acest lucru și la Primăria Municipiului Roman, de exemplu. Dacă eu aloc niște bani acum prin buget pentru o investiție care necesită licitație, trecem toate acele termene de licitație, pot apărea contestații la licitație, ceea ce înseamnă că termenul de execuție, de începere a execuției lucrării, poate să ducă foarte mult înspre toamnă. Și atunci suma pe care eu am bugetat-o, nu mai pot cheltui. Și de aici apar acele excedente, nu din lipsa capacității primăriilor de a cheltui bani. Și o altă afirmație a ministrului a fost legată de faptul că nu este eficientă activitatea în administrațiile publice, nu doar cele locale, ci și cele centrale. A, din cele centrale sunt de acord, aia vă garantez, și așa este. A fost întrebat, el a mizat foarte mult pe această eficiență, nevoie de eficiență și de eficientizare, și a fost întrebat de jurnaliști, bun, ce presupune, inclusiv disponibilizare, și a zis că se va face tot ce este nevoie. Pe de altă parte, eu știu că la întâlnirea la care dumneavoastră, nu știu dacă ați participat, dar au participat ceilalți reprezentanți ai MR cu Liviu Dragnea. Eu am participat. S-a vorbit și despre faptul că poate n-ar fi rău să se dea afară niște oameni ca să ajungă banii. Nu. Eu vă spun că eu am fost prezent la acea întâlnire, am avut și un punct de vedere. E foarte ușor de spus să disponibilizez niște oameni. Nu s-a cerut așa ceva, ci din contră am cerut noi desființarea unor anumite agenții ale statului, pentru că dacă tot vorbim de autoritate publică locală și dacă tot vorbim de descentralizare și de pasarea unor competențe către autoritățile publice locale, acest lucru trebuie să fie făcut până la capăt. Și vă dau de exemplu Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Păi noi, pentru orice modificare pe care vrem să o facem în organigramă și gândim, fiecare primar care este ales are o anumită gândire despre organigramă și despre modul în care trebuie să funcționeze primăria. Păi pentru orice gândire pe care o ai, trebuie să mergi să obții un aviz de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Ori nu poate ști Agenția Națională mai bine ca tine care ești de aici local cum trebuie să se desfășoare activitatea. Un al doilea aspect foarte important se referă la legislație. Pentru că din momentul în care ai o legislație care permite digitalizarea și informatizarea activității tuturor instituțiilor publice centrale, e clar că și noi, prin eforturile pe care le facem, și Primăria Municipiului Roman, știți foarte bine că a câștigat acel proiect cu finanțare europeană pentru informatizarea activității primăriei și în termen de 24 de luni noi vom fi capabili să eliberăm acte online, să primim documentații online, e clar că la un moment dat se ajunge la eficientizarea acestui aparat de lucru al unei primării. Eu am mai auzit și prin țară reacții ale unor primari, cum că au dat afară nu știu câți oameni. Acei oameni nu au plecat din primărie și au rămas fără locuri de muncă, ci s-au creat niște societăți ale Consiliului Local și acele societăți au preluat acei oameni. Dar ele tot grevează pe bugetul local și practic nu au făcut altceva decât să crească costurile primăriei cu acele societăți, pentru că la acele societăți trebuie să le dai și profit, trebuie să le plătești și TVA-ul, ori noi ce am încercat să facem la nivelul Primăriei Municipiului Roman a fost tocmai lucrul invers, să aducem societatea locată în cadrul primăriei ca și direcție, astfel încât serviciile pe care le prestează să nu mai fie purtătoare de TVA. Deci, pentru primărie. La nivelul administrației publice locale, numărul de angajați este optim pentru desfășurarea. Păi, noi în momentul de față cam cu 70% din organigramă. Deci nu putem spune că avem un aparat de lucru foarte foarte mult dimensionat. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că declarațiile guvernului sunt contradictorii, pentru că, pe de o parte, spune că trebuie să-ți redimensionezi aparatul de lucru, însă, în același timp, ți se dau tot felul de obligații. Și nu mai departe, vă dau exemplu, bine, pe lângă cel bine știut că va veni la noi plata asistenților personali și a indemnizației persoanelor cu handicap, deci iarăși volum de muncă suplimentar pentru colegii mei de la Direcția de Asistență Socială, pe de altă parte, însă în același timp, tot la colegii de la Direcția de Asistență Socială, prin intrarea în vigoare a legii privind violența domestică, trebuie, marea majoritate a sarcinilor sunt tot în atribuțiile și în obligațiile primăriei. Și trebuie să constituim comisie cu reprezentant de la Direcția de Asistență, cu reprezentant de la Poliția Locală, cu asistent psihologic și așa mai departe. Deci, practic,
pe de o parte ni se dau tot felul de obligații și să mai dăm afaceri din personal. Păi cu cine să mai facem? Plus că, iarăși, prin legea asistenței sociale, suntem obligați să creăm tot felul de structuri și tot felul de birouri la nivelul municipiului român. Și la nivelul tuturor municipiilor, până la urmă. Ați estimat un impact al aplicării ordonanței de Guvernului 114 cu privire la majorarea salariului în domeniul construcțiilor? Nu, pentru că este destul de greu de cuantificat. Noi am solicitat și chiar eu am solicitat la întâlnirea de la AMR cu ministrul de finanțe să se emită un ordin de ministru astfel încât să se aplice în mod unitar. Pentru că aceeași problemă o are și Guvernul, Ministerul Dezvoltării Regionale, prin toate șantierele pe care le are pornite, fie pe PNDL, fie prin ANL, trebuie să-și actualizeze toate veniturile. Din punctul meu de vedere, cred că vor crește undeva în jur de 15-20% toate deviziile pe care le avem cu această ordonanță. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun că această majorare a salariului din construcții duce la pierderi din două motive pentru primărie. Unul se referă la creșterea manoperei și implicit a tuturor devizelor, deci practic bani mai mulți pe care primăria trebuie să-i plătească, iar pe de altă parte acea scutire de la plata impozitului pe venit la firmele de construcții duce ca primăria municipiului Roman să nu încaseze niciun leu de pe acest salarii. Deci dublă pierdere pentru primărie. Și întorcându-ne exclusiv pe plan local, ocolitoarea Roman-Vest, am văzut că se lucra acolo, era o echipă prin zona barierei. Da, noi acum lucrăm cu RRD, cu asfalt, cu mixtură asfaltică la rece pentru a acoperi zonele în care au apărut probleme. În momentul în care vremea ne va permite, noi ne vom achiziționa în acest an și o freză la nivelul primăriei municipiului Roman și vom efectua lucrările necesare. Deci le veți efectua dumneavoastră? Sigur, noi primăria, da. Asta înseamnă că a ieșit lucrarea din garanție. Lucrarea este ieșită din garanție, da. Da. În general sunteți mulțumite că te lucrurile de asfaltare din oraș? În ultima perioadă, da. Nu mă refer la cele vechi. Am înțeles. Și după cum bine știți, respectivul constructor și-a reziliat contractul cu primăria municipiului. În Roman, este un panou care avertizează cumva șoferii aici în parcarea pe care încercați să o modernizați. Avertizează cumva șoferii că erau niște dale puse unele peste altele și să nu intre cu mașina în dale, că mai ales pe serate nu se văd. Dar panoul ăla a căzut peste mașini, cred că odată la câteva zile. Acea zonă este predată constructorului. Noi am făcut și somație scrisă pentru constructor pentru a-și pune în siguranță zona. Practic, răspunderea pentru tot ceea ce se întâmplă acolo este stricta a constructorului. Odată ce noi l-am somat și dumnealui nu a luat măsurile necesare, considerate de cuvință... Impactul de imagine nu este asupra constructorului? Eu sunt de acord, dar nici nu pot acum să mă apuc să iau datele constructorului. După aia ne trezim în alte discuții. Nu știu, dar poate reușim să convingem. Haideți, poate reușim să ne rugăm să vină vremea bună mai repede. Și care puterea de convingere mai multe? O să încercăm. Noi am încercat și din nefericire a venit foarte repede iarna anul trecut, că dacă nu era finalizată acea lucrare. Și la fel, am stat foarte mult din cauza procedurilor de achiziție, ceea ce vă spuneam la început. Știu că nu este în subordinea dumneavoastră, dar podul de la intrare în Roman dinspre Horea este o problemă și un pericol pentru șoferi. Știu, am purtat discuții, inclusiv când a venit președintele Consiliului Județean la Roman. Așteptăm aprobarea bugetului la nivel național și ulterior vom face o discuție împreună la CNAIR. Podul se află în subordinea companiei naționale și am înțeles că vor avea ceva fonduri și pentru reabilitarea acestui pod. Okay, mulțumesc. Nu știu, dar am avut niciodată impresia că Roman arată mai urât, mai cel și eu, ca în aceste zile. De ce, doamnă? Canalul plin de gunoaie. Unde? E canalul plin de gunoaie, peste tot gunoaie. Sunteți mulțumit de modul cum arată Romanul? Nu, dar eu vă spun și la mine în curte, dacă mergeți acum arată dezolant, e foarte urât. Așa, când se topește zăpada... Eu mai depresivă la vârsta asta, cu toții poate suntem.
Unii mai mult, alții mai puțin. Ați vorbit de o serie de procese pe care le aveți de anul trecut, de la fortuna, de acum un an sau doi. Ați achitat toate? Da, am achitat toate daunele. Ce valoare s-au ridicat? Undeva în jur la vreo 700 de mii de lei. 70-80 de mii de lei. 700 de milioane de lei vechi. Am avut inclusiv o daună totală. Ați vorbit despre reorganizarea organigramei primăriei. De ce ați găsit de cuvință ca anul acesta să comprimați, reorganizați activitatea celor două servicii de investiții și de achiziții publice și nu am văzut numele niciunui din cei doi șefi actuali ai serviciilor pe organigramă. Deci, anul acesta va fi un an în care vom implementa mai multe proiecte cu finanțare europeană. Activitatea de la serviciu de management a proiectelor este foarte mult legată de serviciu de achiziții publice și în afară și, și pe lângă aceasta și de direcția tehnică și de investiții. Ori în momentul în care ai prea multe funcții de conducere pe anumite servicii, pot apărea disfuncționalități. Eu mi-am dorit ca aceste disfuncționalități să dispară, mi-am dorit ca aceste servicii să fie cât mai suple și cât mai puțin supracentralizate ca și mijloace de control, să devină practic sub o singură conducere și în același timp să existe și o compatibilitate a celor două servicii. Aceasta a fost decizia care a fost luată. Fiecare dintre cei doi șefi de serviciu avea posibilitatea ca până ieri la ora 16 să își depună o cerere pentru a se înscrie la testarea care urma să aibă loc astăzi. Din păcate, pentru mine, pentru că mi-am dorit să fie într-adevăr o competiție și cel mai bun să câștige, doar o singură persoană s-a înscris la această testare și atunci, pe cale de consecință, nu se va mai organiza acea testare astăzi. Ce se va întâmpla cu doamna Irina Păvăluță, care a fost performantă? Și este în continuare performantă și va rămâne la nivelul serviciului de achiziții publice și managementul al proiectelor. De asemenea, ea va mai avea posibilitatea ca în momentul în care de la nivelul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pe lista funcțiilor vacante regăsește un post de conducere conform dorințelor sale. Poate avea și această posibilitate de a se îndrepta spre un astfel de post vacant. Dacă nu, noi vom oferi un post la nivelul serviciului, post de execuție însă. Evident cu o rezoluție mai mică. Conform postului pe care îl va ocupa. Odată cu apariția noii legi a asociațiilor de proprietari, dumneavoastră ați promis asociațiilor de proprietari un regulament făcut la nivelul romanului. În ce stadiu se află aceste? Pentru că eu fac parte din un comitet al asociației de proprietari de la asociația noastră și vă spun că foarte multe lucruri rămân necunoscute și nu știu cum să procedeze, pentru că legea este în același timp imperativă, dar ei nu au instrumentele de lucru. De exemplu, trimiterea celor corespondențe. Lumea face scandal pentru orice ban adăugat la asociație, scumpirea nouă a gunoiului din această... Iar sunt probleme cu care se confruntă asociația da, da. Și așteaptă răspuns de la dumneavoastră. Nu poate interveni primăria în reglementarea activității asociațiilor de proprietari, care reprezintă până la urmă niște asociații non-profit organizate sub forma asociațiilor și fundațiilor, ordonanța 29, la judecătorie. Noi avem acel compartiment de îndrumare asociației de proprietari. De fiecare dată când asociațiile de proprietari
a avut neclarități, ne-au solicitat clarificări și noi le-am oferit toate răspunsurile de care au avut nevoie. Nu putem noi, fiecare asociație de proprietari își face propriul statut în funcție cu dorințele pe care le au proprietarii din zona respectivă. Atât tot că legea este obligatorie și imperativă pentru toată lumea. Eu ce să fac? Mai vin cu o suprareglementare a legii? E legea aceea care guvernează statutul asociațiilor de proprietari. Noi venim cu regulamente în ceea ce privește salubrizarea în municipiul Roman, cu alte tipuri de reglementări, nu cu cele care sunt reglementate deja legal. Spuneți-mi, ca parte interesată în ceea ce se întâmplă pe raza municipiului Roman, am înțeles că ar exista niște probleme la stația de captare de la Roman. V-au fost aduse la cunoștință aceste probleme și cum, ce discuții ați purtat cu cei din conducerea APASER legate de investițiile pe care le vor face anul acesta în Roman, pentru că ați văzut, începutul de an a fost cu câte 3-4 avarii pe canalizare, fie apă. Cred că dumneavoastră faceți un pic un amestec al problemelor pe care le are compania județeană APASER și haideți să le clarificăm pe rând. În primul rând, problemele de la captare nu au absolut nicio legătură cu avariile care apar la infrastructura din municipiul Roman. Răspundându-vă întrebării dumneavoastră legate de captare, pot să vă spun că am fost împreună cu reprezentanții companiei APASERV și cu reprezentanții administrației bazinale a apelor SIRET. Am fost la fața locului la Pildești, atât la Simionești cât și la Pildești, pe tot cursul râului Moldova. Am identificat problemele care sunt în zonă și am stabilit și un grafic de lucru. Compania județeană APASERV, urmând să facă o serie de adrese către ABASIRET, și în perioada imediat următoare să fie demarate licitații pentru lucrările din zonă, pe care noi le-am propus. În legătură cu avariile, sigur, acest lucru, din păcate, se întâmplă și ați văzut că aceste avarii apar în toate orașele țării, în toate orașele lumii, sunt până la urmă niște infrastructuri de alimentare a rețelelor cu apă foarte vechi. În proiectul cu finanțare europeană pe care îl va depune compania județeană APASERV sunt prinse investiții în ceea ce privește aducțiunea de apă a municipiului Roman, atât modernizarea captării și puțurilor de la captare Pildești-Simionești, cât și aducțiunea cu apă până la nivelul municipiului Roman. De asemenea, în acest an, prin programul de investiții al APASERV, încercăm și schimbarea unor rețele de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza municipiului Roman, bineînțeles în funcție și de bugetul pe care îl are compania județeană APASERV. În aceste condiții, trecerea la apa vitală rămâne sub semnul întrebării? Nu rămâne absolut nimic sub semnul întrebării. Activitatea se desfășoară în condiții normale, fie de o parte, fie de alta. În momentul în care vom ajunge la concluzia și găsim și soluțiile legale pentru a trece la o altă companie, în funcție și de rezultatele finale ale consultării populației, vom lua o decizie și vom anunța la cunoștință, dar trecerea la un alt furnizor nu presupune absolut niciun fel pierderea proiectului cu finanțare europeană. Am purtat discuții chiar la București și mi s-a spus că acel program poate fi transferat de la un operator la altul. V-am rugat să ne mai comunicați câteva date despre efectivul de polițiști locali care mai există la Roman, pentru că foarte multă lume intervievată de colegii noștri au spus că nu sunt vizibile în stradă nici patrulele poliției locale, nici cele ale poliției naționale, în condițiile în care infracționalitatea a crescut atât cât a crescut în ultima vreme. Da. Aici sunt două aspecte pe care vreau să le clarificăm. În primul rând, eu nu am nicio competență să vă răspund în ceea ce privește efectivele Poliției Naționale. Am să vă rog să luați legătura cu Prefectura Județului Neamț pentru a vedea că am trimis până acum cel puțin 3 adrese către Prefectura Neamț în care le solicit luarea de măsuri urgente pentru prevenirea faptelor antisociale și a infracționalității
la nivelul municipiului roman, avem demersuri începute de mai bine de un an jumate pentru crearea unui detașament de jandarmi la nivelul municipiului roman, un detașament de 32 de cadre militare. Din păcate, acest demers este blocat undeva la Ministerul de Finanțe, la nivelul Guvernului, pentru un memorandum privind aprobarea acestor posturi. Eu am făcut, așa cum vă spuneam, adrese către prefectură, care are în subordine aceste structuri, pentru urgentarea acestui memorandum și, în același timp, suplimentarea numărului de polițiști din cadrul Poliției Naționale. În ceea ce privește poliția locală, trebuie să înțelegem cu toții foarte bine atribuțiile acestei poliții locale. Pe de o parte, dacă vedem că poliția locală dă amenzi, fie pentru parcări necorespunzătoare, fie pentru aruncarea deșeurilor în alte zone, ne spărăm și spunem că atâta știu să facă polițiștii locali și că nu sunt prezenți. Eu vreau să vă mai spun și că duminică seara, de exemplu, umblând prin oraș, am identificat două patrule de poliție locală care își făceau perimetrul. Alte instituții de forță ale statului nu am văzut. Acum, e drept că și competențele poliției locale, așa cum vă spuneam la început, sunt limitate. Ei nu au decât atribuții pe anumite chestiuni juridice și nu pot interveni peste competențele Poliției Naționale. Da, o altă întrebare a mea se referă la datornici. Am făcut recent o știre și din care rezultatul 4.800 de așa datornici sunt datori la bugetul local de 139 juridice, ceea ce știți că eu nu stau prea bine cu cifrele, datorită formației de profesor de ședire, dar ar fi undeva la 47%, dacă nu din bugetul de anul trecut. Nu, sub nicio formă nu e la nivelul ăsta. Vreau să vă spun că gradul de încasare pentru anul trecut este undeva în jur de 98%, deci sub nicio formă nu putem vorbi de astfel de cifre. Și credeți că sunt de acolo pozitive care mai pot fi recuperate, dar cele mari cred că e clar. Noi am recuperat, să știți că în ultimii ani am recuperat foarte mult de la aceste companii, unele în insolvență, unele care au dorit să evite insolvența. Mai nou vreau să vă spun că inclusiv la nivelul persoanelor fizice am început să punem popriri pe conturi, acolo unde aceste persoane fizice au conturi bancare și realizează venituri din salarii. Ceea ce înseamnă că noi ne preocupăm pentru recuperarea acestor debite către bugetul local. Vreau să plecăm cu toții de la premisa că marea majoritate a romașcanilor își plătesc la timp taxele și impozitele locale. Mare parte din acele sume pe care le vedeți provin și din amenzi. Din păcate, pârghiile nu prea sunt la îndemâna noastră pentru recuperarea acestor amenzi, inclusiv la cele de circulație. Știți că au fost mai multe propuneri legislative pentru ca cei care nu plătesc amenzile de circulație să poată la un moment dat să-și piardă inclusiv dreptul de a mai conduce pe drumurile publice. Noi ne spunem doar legislația în vigoare și facem toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare pentru recuperarea debitelor la bugetul local. Mai vorbea dumneavoastră de solicitările pe care le-ați primit în urma acelor întâlniri. Cam care este cuantumul sumelor așa analizate la sfârșitul acestor întâlniri și câte din aceste doleanțe ale celor care v-ați întâlnit ar putea fi am acesta rezolvat? Nu am înțeles la ce întâlniri vă referiți. Întâlnirile care... A, la dezbateri. Da. Asta depinde foarte mult și de bugetul pe care îl vom avea. Vă spuneam că undeva săptămâna viitoare apreciem să avem mai multe date sigure. Noi ne-am făcut o listă cu obiectivele pe care le dorim a fi finanțate în anul 2019. Deja evaluarea 90% dintre ele s-a realizat.
și în funcție de sumele pe care le vom avea, le vom supune oricum dezbaterii publice și vi le vom aduce și dumneavoastră la cunoștință. Aici nu e vorba neapărat de cerut. Așa cum bine știți și dumneavoastră ați participat la câteva din aceste întâlniri și dezbatere, a fost practic lista de intenție pe care noi o avem pentru anul 2019 și această listă de intenții s-a materializat ca urmare a discuțiilor pe care noi le-am făcut încă din anul 2018, atât în cadrul asociațiilor de proprietari, cât și în întâlnirile cu diversele categorii socioprofesionale. Ele practic au cam corespuns nevoilor actuale, punctual, sigur, pe aici pe acolo, unde mai putem suplimenta, vom mai suplimenta, vom face demersuri inclusiv pe parte de sănătate la Ministerul Sănătății pentru aducerea de echipamente și de la Ministerul Sănătății și vom vedea în ce măsură vom reuși să ne atingem obiectivele pentru acest an. În funcție, repet, și de bugetul care ne va rămâne după ce obligații noi de plată au fost date în sarcina autorităților publice în locale. De unde veți procura bitumul pe care veți asfalta? Păi v-am spus că va fi o licitație publică, eu nu pot să spun acum de unde va fi. De la un furnizor, de la cineva care produce asfalt. Poftim? Mă refer la calitatea acestui, pentru că coborile asfaltice turnate de unele din alei au început să se sparme, să se desfolieze. Păi eu v-am spus că eu am reziliat niște contracte care au fost în trecut și a căror calitate mie nu mi-a plăcut. Eu sper ca în acest an, la fel cum am avut și anul trecut un asfalt de bună calitate, să nu mai aibă probleme. Vom vedea ce va rezulta în urma licitației publice. Și ultima mea întrebare este legată de modificările pe care le-ați făcut de la preluarea avocatoserta și transformarea ei în direcția primăriei, de personal, de organizare, de ce ați schimbat acolo? Nu am schimbat mare lucru, în principiu, ca și atribuții. Locatul a rămas cu aceleași atribuții pe care le-a avut ca și până acum. Atât tot sunt modificări generate de noul statut ca și direcție a Consiliului Local. Sunt chestiuni mai mult de formă și nu de fond. Dar cu ce diferă modificarea? Legislativ diferă, pentru că nu se mai raportează la legea societăților comerciale, ci se raportează la legea contabilității publice. Bun, și legat de aceasta, nu ne-am mai vorbit de mult despre programul acela de informatizare a cimitirului continuu? Da, el în această perioadă se lucrează, se introduc datele în format electronic, însă este o procedură de durată. Mulțumesc. O informație, tot era vorba de proces, vorba de artele curitoare, știu că la curitoare este la vorba de un proces. Este pe rol procesul. Este procesul pe rol. Noi am încercat să solicităm eșalonarea la plata taxei de timbru, nu ne-a fost acceptat acest lucru și urmează să achităm taxa de timbru în tot, așa cum ne-a fost ea solicitată de către instanță. Și ulterior, bineînțeles, odată cu achitarea taxei de timbru, practic intrăm pe fondul procesului și vom solicita inclusiv acea expertiză. Și acum informație mai scurtă. Spuneți de chestionare privind mulțumirea sau nemulțumirea. Nu pot să vă fac acum pentru că încă e un proces care se derulează în această perioadă. M-am uitat așa printre ele. Unele, să spunem, au fost clar în favoarea rămânerii către compania județeană Apaserv și mulțumire față de serviciile prestate de Apaserv. Altele dintre ele destul de contradictorii în condițiile în care spunea că e mulțumit de compania Apaserv, dar vrea să se transfere la un alt operator, adică nu sunt lucruri încă foarte, foarte clare, urmează să ne analizăm și când avem o situație clară, vă aducem la cunoștință. Okay. Mulțumim. Odată cu schimbarea proprietarului pe clădirea asta de aici, de la Casa de Cultură, când vine în spatele Casei de Cultură? Așa. Care trebuia să fie toaletă. Da. Adică, odată cu schimbarea proprietarului, înțeleg că dispare și obligația asta de a fi toaletă. Dar eu nu știu de unde aveți dumneavoastră informația că s-a schimbat proprietarul.
Este aceeași societate comercială, nouă nu ne-a fost adus la cunoștință absolut nicio modificare. Ba mai mult decât atât, aceeași societate comercială a cerut, pentru că în momentul în care s-a realizat extinderea acelor parcări, nu s-a ținut cont de această construcție, va trebui ca un loc de parcare să fie eliminat astfel încât să se creeze accesul către această instituție, dar obligația de bază pentru această clădire este și aceea de a avea toaletă publică. Apropo de asta, e interesant ce spuneți, mai ideea a fost clădirea și pe urmă parcările sau parcările și pe urmă a venit clădirea? Concesiunea pentru clădire și proiectul pentru clădire a fost oarecum concomitent cu parcarea, dar când s-a realizat parcarea nu s-a ținut cont. Deci sigur, nu s-a schimbat. Proprietarul nu s-a schimbat sub nicio formă, eu știu că au fost discuții. Obligația toaletei publice. Obligatoriu. Ok. Aceasta pe lângă toaleta publică care există la primărie în spate și care este deschisă și accesibilă pentru fiecare cetățean, inclusiv de la primărie, dar pe casa de cultură da. Păi nu. Dacă ești la 100 de metri de o toaletă publică și ești prins că... Deci dacă nu am oferit o soluție, a spune. Dar în condițiile în care de la Casa de Cultură până în spate la primărie ai 200 de metri, cred eu că de așa acum e cu totul altceva. Ați văzut foarte bine și în parcul de aici, din față de la primărie, am marcat foarte clar traseul către toaleta publică. Deci încercăm pe cât posibil să le aducem la cunoștința romășcanilor că există o toaletă publică aici în centrul orașului care e deschisă pentru ei. Mai mult decât atât, va exista și în pietonal și în această primăvară îi vom da drumul și la toaleta publică din pietonal. Practic, în zona centrală vom avea două toalete publice administrate de Primăria Municipiului Roman. Pe aplicația pentru Roma nu era acolo reclamație de excremente pe o bancă, chiar aici în parcul? Da, dar nu excremente umane, ci excremente de la păsări. Vom interveni în perioada imediat următoare, da. Numai că ni s-a spus acolo că, având în vedere că a venit primăvara, ori, așa cum vedeți dumneavoastră, primăvara n-a venit încă, noi avem ca în fiecare an un program de vopsirea a tuturor elementelor de mobilier urban de pe raza municipiului Roman, la fel și în acest an vom interveni. Deci nu a rămas niciun an banca de la un an la altul fără să fie vopsită. Okay. Rămânând la discuție despre clădirea asta în spatele casei de cultură, înțeleg că este o proprietate privată. Ea cuiva, în fine. În momentul acesta este dat în chirie. E un banner mare care nu era vizibil până ieri, acel banner. Acum brusc este vizibil pentru că acel copac care era plantat în față a devenit bolnav și ieri a fost bolnav. Nu înțeleg întrebarea. Copacul care era acolo de 30 de ani, de 40 de ani, da, care a fost perfect sănătos până ieri a fost bolnav. De unde știți dumneavoastră că era sănătos? E marcat acel copac? Acum nu mai e, că îi aducăți. Și dacă a fost marcat și a primit avizul, e ceea ce am spus mai devreme. Dar cine a cerut dobărârea acelui copac? Sunt și în urma inventarierii din zonele care aparțin primăriei municipiului Roman. Deci cineva de la primărie s-a dus și a văzut că așa... Nu neapărat, în urma inventarierii care se face pe teren. Okay. Deci în zonele publice facem și noi, avem și noi echipele noastre. Ok, deci asta e motivația, că acel copac era bolnav și a trebuit dobărât. Eu nu știu eu dacă era bolnav. A fost marcat, dacă e un copac marcat de ocol. Mergeți la ocolul silvic, la Agenția de Protecție a Mediului, ei au ultimul cuvânt, nu noi. Noi doar punem în practică ceea ce se decide. Nu, pentru că primesc și eu întrebări și eu vreau transfer. Da, păi și eu v-am rugat să întrebați la... Acești copaci se îmbolnăvesc în zonă de interes. Asta e o apreciere tendențioasă din punctul meu de vedere. E o întrebare a unui cetățean care locuiește în Roman și care trebuie să-i răspundeți. Da. Din punctul meu de vedere, răspunsul se află la Agenția pentru Protecția Mediului și la Ocolul Silvic, că ei sunt specialiști și noi doar punem în practică o hotărâre. Ok. Ați spus de asemenea că s-au plantat anual peste 5.000 de copaci. Da. Ne puteți trimite o schiță cu zonele în care sunt plantați? Bineînțeles, faceți o solicitare și vă dăm. Trebuie să fac o solicitare? Bineînțeles. Și desigur să-mi trimite trebuie. Și mai repede chiar. Pentru că în 5.000 de copaci anual nu știu cât se prind. Adică, undeva cam 70-80%. Iarăși o întrebare care vine de la cineva, de la cetățeni din Roman, care spune cam așa. Acești 5.000 de copaci, v-am mai întrebat treaba asta și în alte conferințe, de asta revin la întrebarea asta. Acești 5.000 de copaci sunt plantați în zone în care
cel mai probabil cetățenii din România nu vor ajunge. No, stați așa un pic. Păi, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că în momentul în care noi plantăm acești copaci, pe lângă aliniamentele stradale, pe lângă asociațiile de proprietari care și ei plantează în zonele lor unde administrează aceste spații, noi avem obligația și de crearea unei perdele de protecție a municipiului. Practic, chiar dacă nu văd cetățenii acești copaci, să știți că ei există și chiar își fac treaba. Dar nu îi ajută pe romașcani pentru că... Ba, îi ajută pe romașcani... ...de la umbră va fi... Nu are, nu amestecați lucrurile. 45 de grade la umbră se întâmplă din cauza vremii de afară. Asta se poate întâmpla oriunde. E clar că acolo unde noi creăm aceste perdele și unde plantăm mii de copaci, sunt zone de protecție a Romanului. Da? Și creăm o zonă verde în jurul Romanului. În jur. În jurul Romanului, exact. Am înțeles. Aveți cumva posibilitatea sau există o libertate legală, nu știu, să ne spuneți care anume persoane și ce asociații au cerut dobărârea acestor copaci? Dar bineînțeles, există solicitările, există solicitările depuse la noi, la birou unic. E pentru că eu fac parte într-o asociație, nu-mi doresc, dar fac parte într-o asociație. Sunt... Și o întrebare de la asociație, dar nu-mi doresc să te iei. La câte ședințe de adunare generală ați fost? Au fost părinții mei. Așa, și? Nu am auzit întrebarea asta niciodată. Mă întreb dacă așa funcționează sistemul, adică cineva de la asociație primește această solicitare de la o persoană. Da. Și mai apoi pune întrebarea membrilor asociației. Nu să-ți dea acord. Asta întrebați la nivelul asociației. Sigur, noi primim și în momentul în care primești o adresă oficială de la o asociație, noi o prezumăm ca fiind și reprezentând interesul întregii asociații. Și... Sunt până la urmă reprezentanții dumneavoastră pe care i-ați ales. Da. Nu mă vineam la ceva că și dumneavoastră sunteți tot ales. Da, și eu sunt tot ales. Da, da, da. Păi și dumneavoastră la fel. Păi la cei pe care i-ați ales, puneți-le și lor întrebările. La fel cum îmi puneți și mie. Poftim? Câte tone de zăpadă s-au transportat? N-am acum informația, dar vă pot comunica. Pentru că mă gândesc că odată cu creșterile astea pe care le-a cerut Rosalu și care s-au aprobat foarte rapid, oamenii au început să întrebe, unde se cântărește zăpada asta? Volumetric. Volumetric? Da. Deci nu există un cântar nicăieri? Nu, dar e volumetric. În momentul în care mașina are o anumită greutate și eu încarc mașina... Deci volumetric. Da. 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 Iar zăpada a fost transportată înainte de să se majora tarifele. Da, o să mai vine iarna. Poate. Știți cum? Vedeți cum e aici? Și tot dumneavoastră făceați niște aprecieri. Că punem mai presus bugetul de siguranța traficului și de confortul cetățenilor. În momentul în care cărăm zăpada și facem curat, nu e bine că plătim. În momentul în care e zăpadă, nu e bine că e zăpadă. Păi, trebuie să vă hotărâți dumneavoastră ce vă doriți. E normal să vă întreb că nu... Nu, dar și eu... Cuiva să arunce cu banii lui în stânga și în dreapta. Păi nici mie nu-mi convine. Nu sunt banii mei, sunt banii primăriei. Dar eu vreau să fac mai multe investiții, nu în ceva ce se topește și dispare în 3 luni. Vreau să vă spun că sunt foarte multe primării care acum, având în vedere și pierderile de la buget care există, care efectiv nu mai ridică zăpadă. Și am văzut primării, reședință de județ, care a zis că el nu cheltuie banii pentru ceva ce se topește în 2 luni. Și aici trebuie să vedem ce ne dorim cu toți. Ce e mai important? Să ne întrebăm unde se duce apa aia. Apa se duce pe canalizare? Sau pietonale, nu știi ce periculosă e. Da, pietonale e altceva. Mai întâi apa nu se duce nicăieri și vă pot spune chiar aici pe centru, ca să pot trece trecerea de pietoni de la casa celui, dar trebuie să fac un salt pe termen. Acolo e, nu, stați un pic. Acolo e o altă problemă legată de asfalt, e o lăsătură în asfalt care va fi reglementată în această primăvară. Deci nu discutăm de chestii punctuale. Noi ne referim la nivel, da? Și la nivel nu cred eu că ați găsit apă sau... decât izolat. Da? Da, mulțumim. Am trecut în urma unor incidente în locuri, am solicitat asociațiilor de proprietari să-și facă o situație a apartamentelor nelocuite și să aibă persoane de contact pentru acele apartamente. Le-am făcut o recomandare, nu că le-am solicitat. Nu, dar nu știți cum s-a finalizat. Probabil. Eu le-am făcut o recomandare, încă o dată spun. Eu nu pot dispune la nivelul asociațiilor de proprietari. Eu le-am făcut o recomandare că e bine ca toate acele apartamente care nu sunt locuite să aibă totuși o persoană de contact, ca în cazul în care se întâmplă ceva, să poată fi contactată persoana. Mai mult decât atât,
E strict atributul asociațiilor de proprietari. Da. Mulțumesc. Ați adus aminte de câteva investiții, ați mai luat legătura cu cei implicați la trecerea la nivel? Ce perspective sunt? Da, chiar astăzi dimineața am mai purtat o discuție. Din păcate, acolo este o problemă legată de cadastrarea acelei căi ferate. Urma ca după conferința de presă să iau legătura cu conducerea CFR regională Iași pentru a afla în ce stadiu se află cu privire la cadastrarea căii ferate. Discuțiile cu proiectantul au existat, discuțiile cu societățile comerciale care au în exploatare acele linii există. Am ajuns cu toții la soluția tehnică de comasarea celor trei linii într-una singură. Practic, acum așteptăm cadastrarea și înscrierea în cartea funciară, ulterior proiectarea și execuția acelei lucrări. Dacă va mai fi nevoie de un petec de pus sau asta? Aia nu e o problemă, nu. Noi și acum intervenim. Sunt unele artere din municipiu care ar mai necesita niște astupări cu RRD. Mai există să interveniți? Aveți o situație? Bineînțeles, intervenim oriunde. Dacă aveți punctual să ne zona dați. Zona de la cimitir, intrarea în mall. Da, da, știu. Acolo am intervenit o parte ieri, nu a reușit să finalizăm. Vom reveni. Acolo trebuie să așteptăm venirea primăverii pentru că trebuie să intervenim cu covor asfaltic. Da, așteptăm vreme mai bună pentru a interveni aici pe Mihai Viteazu, însă, așa cum știți, acest segment de drum a fost predat către Consiliul Județean în vederea intervenției pentru reabilitare integrală, covor asfaltic și trotuare, noi asumându-ne realizarea rețelei de preluare a apelor pluviale și de canalizare pe segmentul cuprins între Ștefan cel Mare și Strada Chimiei. Dar legal, fiind în administrarea lor, mai puteți interveni cu... Nu putem lăsa la nivelul municipiului Roman. Vom găsi soluții de colaborare cu Consiliul Județean. Curtea de conturi, măsoare, spune că... Găsim soluții de colaborare cu Consiliul Județean. Vis-a-vis de parcările pe care le-ați amintit dumneavoastră, există o hotărâre de Consiliul Local cu montarea de bariere, intrarea în plată pentru acele parcări albastre. Pietonalul este plin de mașini și s-ar putea obține niște bani. Care sunt perspectivele? Păi, noi am așteptat de asemenea... Noi am așteptat de asemenea vremea mai bună. Dacă ați observat, în ultimele zile s-au făcut pași în sensul în care au fost montate și barierele. Lucrăm în această perioadă la partea de software și în perioada imediat următoare vom veni și cu o informare publică cu privire la introducerea noului sistem de parcări pe raza municipiului Roman. Și efectiv când aproximați? Păi efectiv în câteva zile, vom veni cu această informație în funcție și de lucrările care mai sunt de făcut la finalizarea acestor zone. Aduceați aminte de niște solicitări ale romașcanilor vis-a-vis de parcarea suspendată de o substanță și spuneați noastră că am bugetat și acest lucru pentru investițiile din acest an, un acoperiș la parcarea etajată. Așteptăm să vedem ce buget vom avea și în funcție de aceasta vă vom aduce la cunoștință. A, și între timp nu e nicio pericol să se mai parcheze acolo? Nu. Sfârșirile nu afectează? Nu. Da. Mai singură remarcă, dacă se poate. Deci, acum, pe lângă ani de zile de vorbit despre trecerea în zonă calitate, care spunea colegul meu, acum s-a descoperit o altă problemă, cadastrarea. La anii ăștia chiar nu s-a dat nimeni seama că e o problemă cu cadastrarea? Nu, dar știți cum și noi, la nivelul municipiului Roman, nu putem să spunem că avem toate străzile cadastrate. Pe măsură ce am depus proiecte cu finanțare europeană în anumite zone, am venit... Întrebați la CFR că... Să schimbă profilul tău. Nu, dar n-are nicio importanță. Asta într-adevăr, schimbându-se profilul, dar în același timp, prima dată trebuie făcută cadastrarea și după aia... Deci la CFR. Am înțeles.
nu puteți să faceți solicitarea aia către CNAI împreună cu CEJ până vine bugetul ca să se apuce treaba mai repede? Păi nu pot să se apuce până nu au buget. E ceea ce... Nu, și nici noi. Face. Noi am făcut-o verbal, am avut discuții împreună cu președintele Consiliului Județean la CNAI și răspunsul a fost să așteptăm prima dată aprobarea bugetului, după care stabilim liniile de acționare. Deci, fără buget, practic trebuie să înțelegeți, fără buget, asta nimeni nu poate face nimic. Solicitarea e făcută. Okay. Da, legat de ce spunea doamna Flora cu impozitele cu datornici, da. Există, spuneați, un serviciu în primărie care recuperează. Da. A Casa de Cultură, cu toate că e un proces câștigat, pe lista veche era 87.000 și acum e 100.000. Da. Deci nu s-a recuperat, este și în plus. Știu, acolo vom face și demersuri în continuare. Spațiile închiriate acolo și ar putea... Au avut o perioadă în care au achitat, după care au încetat să facă acest lucru. Nu sunt o pârghie, executori judecătoresc. Păi, da, toate aceste pârghii determină și costuri suplimentare pentru noi. Noi vom începe în perioada imediat următoare. Noi avem practic niște etape. Somații de plată, înștiințare de plată, după care poprire pe conturi. Au crescut 23.000 de lei de la lista cea. Știu, am văzut.